În această dimineață, polițiștii biroului investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Constanța au efectuat 3 percheziții domiciliare pe raza municipiului. Astfel au fost puse în executare 3 mandate de aducere față de 3 persoane suspectate de comitere de furturi din locuințe comise pe raza municipiului. Oamenii legii spun că suspecții în vârstă de 17, 21 și respectiv 24 de ani au acționat din luna ianuarie și până în prezent la mai multe imobile, de unde au sustras bunuri care au fost astăzi recuperate de polițiști. Printre acestea se numără bormașini, haine, valiză, telefoane mobile, ceasuri, cuțite și sisteme home cinema. Toată marfa a fost confiscată și transportată la sediul Poliției Municipiului Constanța.